Bun găsit tuturor! Numele meu este Irimia Magdalena și astăzi, în cadrul emisiunii Dă mai departe de la Terra Nova TV București, vom aborda un subiect cerut în comunitatea Terra Nova TV, în comunitatea emisiunii Dă mai departe, și anume vindecarea bolilor. Cum să facem să ajungem într-un echilibru fizic și emoțional? Astăzi, alături de mine în studio, se află Eugen Popa. Împreună cu dumnealui vom vorbi despre hipnoză. Este președintele Asociației Române de Hipnoză. Eugen, îți mulțumesc că m-ai onorat și ne-ai onorat cu prezența și îți spun bine ai venit. Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru invitație și de-abia aștept să povestim cu mare drag despre treaba asta. Am și anunțat că vom vorbi despre boli, afecțiuni, despre vindecare. Cu toții, mai ales după o anumită vârstă, din păcate nu mai putem să ne declarăm a fi sănătoși. Apare ori o afecțiune fizică. De cine asculți. Da, adică dacă până în 40 de ani sau până în 30 și de regulă întrebi și lumea spune că nu am nicio problemă de sănătate, sunt bine, inclusiv după când mergi la medic, la un control de rutină, el singur îți spune, cred că te și sugestionează, vezi că după 40 de ani ceva mai începe să scârție, chiar este o expresie. Nu am fost întotdeauna de acord cu această sugestie făcută, dar uitându-mă în jurul meu și la mine, mi-am dat seama că se întâmplă. Poate mai slăbește vederea, te mai doare un picior, o mână, acestea fiind din categoria afecțiunilor ușoare, evident. Da. Mi-am dorit foarte mult să am acest dialog cu tine. Prima dată eu am auzit de hipnoză când eram mică în filme și pentru mine a fost un concept fascinant și părea foarte interesant ce se întâmplă acolo. Studiind ulterior, m-am dat seama că este un subiect extrem de profund, cu foarte multe implicații. Și aș dori să ne spui tu pe scurt sau în cuvinte cât mai simple, pentru publicul larg, ce este hipnoza? Foarte pe scurt, cea mai scurtă definiție a hipnozei pe care eu am descoperit-o, pe care am găsit-o, este suspendarea neîncrederii. Asta e cea mai simplă, cea mai scurtă, două cuvinte, explicația hipnozei. Hipnoza este comunicare, este acceptarea comunicării de către cel care vrea să aibă această ședință de hipnoză și mai mult decât atât este punerea în fapt, în mintea sa, transpunerea în fapt a sugestiilor pe care le primești. Când am fost eu la cursurile de hipnoză, acum ceva ani de zile, definiția pe care am primit-o era următoarea. Hipnoza este ocolirea sau depășirea factorului critic al minții conștiente și stabilirea unei comunicări acceptabile de către subconștient. Foarte complex așa dacă vrei, știi? Dar căutând să explice cât mai bine acest proces. O altă variantă prin care te poți gândi la starea de hipnoză este, spre exemplu, starea de vis. În vis, nu ți se pare că este imposibil să plutești prin aer sau să treci prin ziduri sau să se întâmple nu știu. Ți se pare că e natural, exact cum comunicăm noi acum aici, știi? Dar în vis am putea să stăm pe doi norișori și să fie perfect normal. Exact aceea este și starea de hipnoză, în care această parte critică a minții tale nu mai este la fel de critică, sau mai degrabă, nu că nu mai este la fel de critică, nu mai are criteriile de a critica informația sau de a analiza informația în baza legilor de zi cu zi, legilor universale, dacă vrei, de zi cu zi. Da? În mod conștient. Da, exact. Adică, știi cum e, conștiința asta e foarte cu duș întors așa, știi? Pentru că toată lumea spune, eu sunt conștient. Dar de fapt, cu adevărat, tu nu ești conștient. Omul nu este cu adevărat conștient aproape niciodată. Pentru că chiar aseară mă uitam la un articol apărut de curând despre mitocondrii și depresie și despre faptul că cel mai adesea este doar o fațetă, nu este întregul răspuns, dar un răspuns la depresie este de fapt ce se întâmplă la nivel abdominal.
Și foarte rar vei vedea oameni care suferă de depresie și care n-au și probleme intestinale sau gastrointestinale. Deci există o legătură foarte strânsă între ce se întâmplă aici și ce se întâmplă emoțional cu omul. Vorbești despre, la fel, despre ceea ce am citit și eu, care este mai important, creierul de aici sau creierul din sistemul digestiv? Adică este acea legătură, ce se secretă aici influențează absolut nivelul depresiv? Totul este un cumul continuu, este o armonie continuă pe toate planurile. Și vorbeam mai devreme de, cum îi spune, de înaintarea în vârstă și de bolile care apar și chiar m-am uitat la mai multe prezentări, la mai multe podcasturi pe acest subiect și cu oameni de știință care mai de care mai doxați și mai deștepți. Și toți spuneau, dacă vrei să ai o bătrânețe cât mai frumoasă, apucă-te cât mai devreme de sport. Adică, și apropo, sportul, nu știu dacă știai, dar sportul este cea mai eficientă metodă de tratare a depresiei, revenind la depresie. Da? Deci nimic nu tratează depresia mai bine ca sportul. O să ajungem și la depresie. Era prima pe lista mea. Îți mulțumesc că ai menționat. Da. O să reținem ca prim instrument sportul. Și nu e întâmplător că noi îl făceam în școala primară, da. Acum nu prea se mai face, da. Și poate dacă ne uităm și în piață... Da, nu, dar mă refer sportul la persoanele care sunt de vârsta noastră. Adică acum apucă-te, nu e că acum e prea târziu. Nu e prea târziu. Acum e cel mai bun moment să te apuci. Știi? Adică unii spun, n-am făcut sport toată viața, m-am apucat acum. Și ce dacă? Apucă-te acum dacă... Pentru că oamenii, ce nu înțeleg oamenii adesea, cum zic, în natura noastră este să ne dorim să trăim cât mai mult. Și sănătos. Și sănătos este la unii. Nu este vorba doar de a trăi cât mai mult, ci de a trăi cât mai mult funcțional. De a trăi cât mai mult bine. Nu doar de a trăi mai mult, că așa poți să stai 30 de ani ca legumă în pat și ai trăit 30 de ani în plus, dar și cu ce te-ai ales. Dar trebuie să trăiești bine funcțional, să trăiești mult funcțional. O viață armonioasă, frumoasă, conștientă, în care să te poți împlini. Eu așa văd sensul în a trăi cât mai mult, pentru absolut, că altfel nu face sens. Corect. Putem pune semnul egal între hipnoză și sugestie sau autosugestie? Putem, dacă vrem. Ideea este că sugestia n-are nicio valoare câtă vreme ea nu este preluată, prelucrată, dacă vrei. Ca idee. Dacă vorbești cu cineva care nu vorbește limba ta și tu îi dai sugestii pe limba ta, vorbești la pereți. Da? Deci tu îi dai sugestii, dar n-a înțeles nimica și drept urmare nu s-a schimbat nimica. Da? Sau îi dai o sugestie și există chiar și la cursurile de hipnoză pe care le predăm, vorbim despre cele patru atitudini pe care le poți avea când primești o sugestie. Și prima atitudine este, eu să-ți dau ție o sugestie și tu spui, aia nu mai plouă, nu mă cu nimic, nu mă zgândere cu nimic, nu mă trezește nimic, sunt complet plat, da? Ca la perete. A doua este să-ți dau o sugestie și tu să spui, vai ce frumoasă e, vai ce minunată e, sper să funcționeze. Iarăși, nu va da rezultate, pentru că sperul ăla nu este cred că funcționează, este sper. Da? A treia variantă, a treia opțiune este să-ți dau o sugestie și tu să spui, dar nu vreau asta, resping sugestia asta. Și să ai reacția de respingere. Adică dacă eu spun ție acum închide ochii și tu spui, nu închid, degeaba ți-a dat o sugestie dacă tu nu ai preluat-o și nu ai executat-o. Sau nu ai simțit-o. Nu e vorba de simțit aici, pentru că, știi de ce nu e vorba de simțit? Pentru, și asta e o chestie și mă bucur că ai ridicat acest punct. Adesea la cursuri și când lucrez cu oameni, cu clienți, le spun, închide ochii și imaginează-ți un balon verde. Și eu zice, la mine e galben. Ce nu înțeleg oamenii și ce este foarte, foarte important, este că atunci când tu îți imaginezi, tu creezi. Ok? Dar omul poate să vină să zică, dar nu simt să fie verde. Zic, nu ți-am cerut să simți, ți-am cerut să creezi ceva. Știi? Și aici intervine așa numitul contract hipnotic, în care dacă tu vii la mine și vrei să lucrăm, să te ajut să obții ceea ce vrei, noi avem un contract. Contractul spune că eu fac tot ce ține de mine ca să te ajut pe tine să obții ce vrei, iar partea ta de contract este să faci ce spun eu. Ok? Și aici multă lume se pierde. Pentru că ei zic, nu, că eu nu pot să-mi imaginez cum cobor scările, că eu trebuie să-mi imaginez că urcă, pentru că așa e mai spiritual. Sau eu, la mine, în crezul meu spune că de fapt eu trebuie să expansionez. Da, zic, tu poți să crești ce vrei tu, vrei să rezolvăm sau nu vrei să rezolvăm.
Eu zic, imaginează un balon verde pentru că am un motiv pentru chestia asta. Face parte din proces, exact, din etape. Dacă tu spui la mine galben, eu zic, du-te acasă, că n-am cum să te ajut. Eu am folosit anterior cuvântul simțit pentru că am plecat de la... Mi-a plăcut foarte mult o declarație de-a ta și ai spus în felul următor că vindecarea este aproape ca o epifanie informațională. Uh-huh. Să simți, nu doar să gândești informația. Pentru multă lume este foarte greu ce înseamnă să simți informația în corp. Adică, gen, sugestia, uh-huh, nu doar să-ți rămână la nivel mental. Mulțumesc. Cum o simți? Uh-huh. E foarte... Ce am vrut să spun acolo este că mulți oameni spun, eu am făcut pace cu asta. Cineva mi-a greșit, dar eu l-am iertat. Și okay, mai adaugă și nu uit? Exact, da, l-am uitat, dar n-am uitat. Da? O cea mai mare porcărie, cea mai mare mizerie. Această iertare pur mentală nu are nicio valoare, de fapt. Fără simțire. Da, exact, da. Iertarea, de fapt, înseamnă eliberarea. Când ierți pe cineva, de fapt, te eliberezi pe tine de acea ceva, de acea problemă. Nu că îl eliberezi pe ăla, ci te eliberezi pe tine. Revenind, în momentul în care tu vrei să obții un anumit rezultat, cu cât implici mai multe simțuri în procesul tău imaginativ, care este un proces de creație, spuneam mai devreme, cu atât acea experiență devine mai reală. Pentru că realitatea, noi interpretăm și înțelegem realitatea exclusiv prin simțuri. Exclusiv prin simțuri. Și mai ales, și, de fapt nu mai ales, dar și suferințele emoționale, sufletești, nu le putem transmite și nu le putem înțelege decât prin simțuri. Exemplu, nu mi-a răspunde la telefon iubitul și simt că îmi fuge pământul de sub picioare. E o chestie foarte fizică. Exact, da. Sau s-a uitat urât la mine, simt că mi-a tras o palmă. La nivel neuronal, la nivel cerebral, și la nivel de subconștient, subconștientul nu face diferență între ceea ce conștientul consideră ca fiind real sau imaginar. Pentru subconștient totul este real. Și atunci, dacă tu vrei să ai rezultate și să simți cu adevărat, ce trebuie să faci este să construiești acea experiență din mintea ta cu toate simțurile și să vrei să fie adevărată, să vrei să fie așa. Și dacă faci chestia asta, chiar dacă nu crezi, nici nu trebuie să crezi că e așa. Trebuie doar să construiești în mintea ta, să adaugi cât mai multe simțuri, să faci o ciorbă de simțuri și atunci are gustul bun. Imaginativă și clar să fie o experiență pozitivă. Oamenii... Spre vindecare ne dorim să ne imaginăm ceva pozitiv, corect, nu neapărat doar cu conotație. Doar că cei mai mulți oameni sunt experți în a-ți imagina ceva negativ, nu ceva pozitiv. Da. Se pare că natural am fost creați, cine a făcut designul nostru, să gândim în primă fază negativ și apoi să vedem partea plină. Așa spun studiile. Dacă o privești din punct de vedere al evoluției speciilor, este absolut necesar să gândești negativ. Nu poți să nu gândești negativ, pentru că aia este înscris nu doar la oameni, la orice specie animală, da? Și de fapt la orice este viu, în orice este viu, are nevoie să pună răul înainte, pentru că aia îl previne de la a muri. Ca mijloc de protecție, exact, și supraviețuire. Absolut. Mă bucur că ai menționat mai înainte de emoții și aș vrea să te întreb, cum face latura aceasta a hipnozei legătura cu emoțiile din spatele unei afecțiuni? Okay. Sunt studii, corect, sunt cercetători, specialiști, da, care au văzut clar, atunci când se declanșează un dezechilibru, o boală în corp, de multe ori au identificat și acea emoție blocantă în spate. Nu știu, a fost tristețea, supărarea, care a generat în ani de zile o boală în corpul fizic. Da. Există mai multe modalități de intervenție, iar aceasta la care faci tu referire, cel mai adesea se numește regresia hipnotică sau lucru cu copilul interior. Cele două lucrează foarte bine împreună. Când faci o tehnică de regresie, și atenție, ca să ne înțelegem, regresia nu înseamnă automat viața anterioară. Nu, ea așa a fost promovată de mulți oameni. Pentru mine regresia este regresie și atât. Faptul că am o furculiță în mână, pot să fac multe cu furculița, nu doar să mănânc, spre exemplu, da? Deci regresia este o metodă, este o tehnică, e ceva de sine stătător.
Și ideea de bază sau principiul de bază pe care funcționează această metodă este următorul. Există o emoție care creează sau generează sau a generat sau care susține, menține o problemă pe care o are cineva. Da? Vine Costică și spune am nu știu, probleme gastrice, să zicem, da? E, din punct de vedere al substratului emoțional, noi putem să găsim emoția și apoi mergând pe firul emoției, mergem înapoi în timp până la momentul în care această emoție a apărut în viața acestei persoane și rezolvând-o acolo, la cauză, rezolv problema. Exemplu, avem aici această chestie drăguță. Vine cineva și spune, am problema asta. Asta este problema. Uite, frunza asta, asta e problema. Nu știu, mi-a ieșit un coș și nu se mai duce. Da? Sau mă doare umărul și nu mai scap de durerea asta. Și atunci noi ce spunem? Ok, nu uităm la asta, de la asta pornim. Și spunem, care este emoția care a făcut ca acest lucru să existe? Și ce facem? Păi pornim de la frunzuliță, pornim pe crenguță, ajungem pe ramură și mergem până la rădăcină. Și rădăcina este un anumit moment sau eveniment în care respectiva persoană a simțit ceva, s-a întâmplat ceva în viața sa, iar acel eveniment a creat un impact asupra lui, un impact emoțional, și emoția aia, de moment, este cea care acum întreține această problemă. Și, drept urmare, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că noi putem să gândim că în spatele oricărei probleme, că e boală fizică sau că e o problemă emoțională sau psihologică, în spatele său se află o emoție care o întreține și o generează. Pentru un pacient care vine în cabinet să se afle răspunsuri, dacă nu identifică această emoție sau poate fi un proces mai lung, mai greoi. Poate e un proces în care nu este pregătit să intre, pui e foarte multă durere, multe necunoscute. Se produce vindecare, adică este musai vital și important a fi identificată corect acea emoție care a generat tot procesul? Nu este musai și obligatoriu. Asta este o paradigmă, este adică un mod de a lucra. Bun, ok. Este doar un mod de a lucra, nu este singurul. Există multe, adică, na, știi tu, poți nu știu, să gătești ouăle în multe feluri, să spunem așa, da? Deci este doar un mod de a privi lucrurile. Poți să privești în alt fel. Îți dau un alt exemplu. Vine cineva cu o problemă și din punct de vedere al rezolvării acestei probleme, putem să spunem, ok, gândește-te la tine nu ca la... Gândește-te la tine ca la un întreg, iarăși folosim obiectul, dar întregul ăsta, de fapt, este compus din ce? Din mai multe elemente, mai multe frunzulițe, adică. Și când omul vine și spune, am o problemă, noi de fapt ce facem? Este să identificăm care dintre aceste frunzulițe este cea care are problema. Păi, dă-mi un exemplu de problemă. Alergie. Alergie, bravo, excelent. Bun. A fost sezonul alergiilor și... A fost? N-am știut, ok. Bun, deci are alergie. Ok. Și atunci eu spun, omul vine și spune, am o alergie. Uite, alergie la ambrozie, să fiu mai specific. Da, exact, chiar am și lucrat cu alergie la ambrozie. Și exact metoda asta am folosit, apropo. Și deci, zice, am alergie la ambrozie. Și el, omul, cum ar veni aici, ăsta e omul, el zice, eu am alergie la ambrozie, nu știu cum să fac să scap de ea. Și atunci, o altă variantă pe care o poți folosi este să spui, ok, dar dacă nu eu cu totul am alergie la ambrozie, ci doar o parte din mine are alergie la ambrozie, care ar fi acea parte? Exemplu, ca să fie și mai evident pentru oameni, când te doare ceva, te duci la doctor și nu zici, mă doare tot corpul, mă doare aici. Da? O parte mă doare. E, la fel de și aici. Și zici, dacă ar exista o parte care are alergie la ambrozie, care o creează sau o menține, care ar fi partea aia? Păi uite, este asta, săraca de ea. Deci asta este partea care creează alergie la ambrozie. Și atunci, dacă eu lucrez cu asta și rezolv povestea asta, întregul nu mai suferă de alergie la ambrozie. Frunzulița respectivă, da. Să presupunem că este sistemul respirator. Deci tu acum te... Nu, în ce sens partea asta are alergie la ambrozie? Da, foarte simplu și asta un exercițiu pe care toată lumea poate să-l facă. Vine neacaisă și spune, am alergie la ambrozie. Ok? Și eu lucrez cu clientul. Și spun, bun, acum fii atent ce vreau să faci.
Dacă această alergie la ambrozie ar fi creată de o parte din tine și partea aia din tine ar fi cu noi acum aici, în acest spațiu, unde ar fi? Stânga, dreapta, față, spate, sus, jos. Unde este? Și okay. Asta e întrebarea. Și omul zice, păi, nu știu, e aici. Și zic, bun, masculin sau feminin? Mai tânăr sau mai în vârstă ca tine? Și dintr-o dată ne jucăm cu ce? Cu o reprezentare mentală internă pe care omul o are despre povestea aia, dar cu care acum poate dialoga, putem comunica și putem să lucrăm la nivel de subconștient rezolvând acea poveste. Și este atât de rapid. Mulți oameni spun că ai nevoie de tratament și de intervenții de aia luni sau ani de zile. Nu ai nevoie. N-ai nevoie de atât de mult timp. Ai nevoie doar de de a înțelege cum funcționează mintea și de a crea o scuză în ghilimele de a putea comunica la nivel de subconștient și a scoate informația de acolo. Pentru că dacă eu acum ziceam, da, hai să vedem care e cauza ambroziei și așa mai departe și eu mă încep, dar nu știu, domnule, nu știu, este pentru că eu comunic cu mintea lui conștientă. Dar dacă eu în schimb îi spun, hai să facem un joc, să presupunem că e aici partea aia, chestia asta, să presupunem că, sau dacă ar fi aici, aceste nunți se duce și comunică la nivel subconștient, nu mai vorbesc cu mintea conștientă. Mintea conștientă doar conștientizează răspunsurile care apar și mi le transmite. Și atunci dacă zice, e bărbat, e aici, are 35 de ani și zic, bun, ia zi mă, de ce faci tu problema asta cu ambrozia? Care e scopul? Și îmi transmite, și omul dă informații. Oferă informații, exact, da, nu-și dă și seama. Și din acest dialog, noi putem să rezolvăm problema cu ambrozia sau cu orice altceva. Nu este infailibil, nu este singura modalitate, dar este una foarte eficientă. Și este clar că atunci când aceste informații ies la suprafață, ele în primă fază sunt conștientizate, că tu nu ai fost conștient de ce ai spus până la acel moment, că se afla în tine. Și așa se înțeleg că ulterior se așează informația în corp și se produce o echilibrare, da? Pentru că tu ai înțeles cauza sau emoția care stătea acolo blocată. Exact. Cum abordezi prin hipnoză cele două alte afecțiuni la nivel mondial, da? Anxietatea și depresia. Te-am ascultat mi-a plăcut că, cum ai menționat și chiar mi-ai dat de gândit la acest aspect, depresia are legătură cu trecutul, anxietatea are legătură cu viitorul, da? Exact. Așa ne raportăm noi la cele două afecțiuni. Exact. Da. Fii mai specific un pic, astfel încât să înțelegem... Deci, depresia este o frunzuliță de asta. Depresia este rezultatul, este finalul a ceva. Nu este cauza a ceva. Poate fi cauza a ceva, adică, spre exemplu, un om poate să aibă depresie și apoi din depresia asta să dea în anxietate. Dar în momentul în care vorbim despre depresie, pot exista foarte multe cauze, foarte mulți factori, global vorbind, adică principial vorbind. Un om poate să sufere de depresie pentru că s-a simțit neiubit de părinți. Un om poate să sufere de depresie pentru că s-a simțit neapreciat, pentru că a fost bullied, pentru că mai știu eu ce. Orice care, desigur, are o conotație negativă. Dar ce vreau să explic și e foarte important să înțeleagă oamenii este următorul aspect. Tot ceea ce trăim noi acum, în clipa asta, în momentul ăsta din viața noastră, este cauzat nu de ce s-a întâmplat în viața noastră, ci de interpretarea noastră de la acel moment. Iar interpretarea, din păcate, a fost așa cum a fost și este în clipa asta așa cum este acum, pentru că și omul se uită acum la această emisiune și are interpretări despre ce se vorbește aici, da? Iar această interpretare, ea este rezultatul mai multor factori. Am să dau un exemplu. Costică nu e cel care mă ascultă, ori de câte ori vorbesc despre Costică și Măricica, da? Deci dacă te cheamă Costică sau Măricica, nu e vorba despre tine. Este un personaj fictiv pe care îl folosim. Este personajul pe care l-am creat, da? Și Costică are 5 anișori, merge pe stradă cu bunicul său și la un moment dat apare o câine. Și Costică al nostru se sperie. Și acum are fobie de câini. Ok? Ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat faptul că Costică n-avea fobie de câini, merge cu bunicul pe stradă, apare un stimul. Starea sa emoțională de moment, faptul că a mâncat sau n-a mâncat, era trist sau era bucuros, se simțea în siguranță sau nu cu bunicul,
era în oraș sau era la țară, erau mai mulți oameni în jur sau era singur. Toate aceste elemente compun starea de moment, care este filtrul prin care noi interpretăm ce se întâmplă în jurul nostru. Ok? Dacă acest Costic al nostru ar fi fost cu încă 100 de copii în jurul lui și ar fi venit câinile alergând, probabil că nu s-ar mai fi speriat și nu mai fi avut fobie de câini. Ok? Deci, interpretarea noastră de moment este cea care, de fapt, generează mai târziu rezultatele, efectele și senzațiile, emoțiile și problemele și depresia și anxietatea și așa mai departe. Este clar că toți avem filtre proprii. În primul rând, venim cu un bagaj diferit în spate, avem vârstă diferită și am fost educați, crescuți în medii diferite. Ajungem în acest moment al depresiei. Da. Ajungem într-un cabinet și lucrăm cu un specialist în hipnoză. Da. Ne poți da un instrument pe care să-l putem folosi și individual de autohipnoză? Absolut. Instrumentul pe care l-am menționat și mai devreme este extraordinar de eficient. Pentru că de ce? Deci omul, am depresie, da? Sau sufăr de anxietate. Pasul 1. Stai pe scaun sau unde vrei tu. De preferat nu întins, că e asociat cu somnul. Dar stai relaxat, cu ochii închiși sau deschiși, nu contează. Nu trebuie să fii, nu știu, ultra maxim de transă sau mă știu eu ce. Ci doar trebuie să ai atitudinea de a te juca cu idei. Da? Să fii relaxat, te joci cu idei. Deci stai relaxat și zici, dacă această parte din mine care suferă, care creează depresia, ar fi aici acum cu mine, unde ar fi? Stânga, dreapta, față, spate. Și adesea, mai ales când vorbim despre depresie, adesea există o conexiune cu o perioadă din viața noastră de la începutul vieții. Mica copilărie sau după naștere. Da? Exact, da. Bine, poate omul să aibă depresie și pentru că, eu știu, a murit cineva apropiat de curând. Da, e o depresie temporară. Dacă sunt oameni care suferă de depresie de multă vreme, atunci vorbim despre copilărie. Și deci, primul pas este să zici, ok, partea asta de mine care suferă de depresie, care creează depresie, care o menține, care o susține, care o generează, unde se află? E aici. Și adesea, aici, nu contează unde, da? Nu există un loc perfect, nu există un loc ideal, există unde e pentru fiecare. Și în momentul în care ai identificat, încep să creezi comunicarea cu acea parte. Adesea această parte este o parte mai mică, mai tânără. Spre exemplu, avem acest program de vindecare a copilului interior, că exact despre asta este vorba. Când lucrezi cu copilul interior, poți să lucrezi pe depresie, pe anxietate, pe fobii, pe atacuri de panică, pe dependențe, pe adicții, pe ce vrei tu. Pentru că procesul e foarte simplu, iar ăsta este începutul procesului. Și am identificat acum partea asta care generează depresia, să spunem, și care parte cel mai adesea se simte fie abandonată, fie neiubită sau nedorită, care părăși cum același cu abandonatul. Atunci, ce ai putea să faci tu ca să scapi, să vindești depresia? Păi dacă știu că depresia asta este, de fapt, trăirea pe care o generează această parte din mine și care partea asta de mine se simte neiubită sau nevalidată sau neimportantă, neapreciată, nedorită, ce pot eu să fac? Să-i ofer exact ce are nevoie. Chiar mai mult decât are nevoie. Validare, iubire, și dacă eu atenție. Îi ofer toate astea, atunci partea asta se simte bine, se simte în sfârșit înțeleasă, împăcată, dorită, iubită, apreciată și așa mai departe. Și atunci nu mai generează povestea asta. Într-un mod similar faci această proiecție, acest exercițiu și cu anxietatea, pentru că anxietatea înseamnă, da, o proiecție, să spun, încărcată de frică la adresa viitorului. Uite, au fost anii pandemici. Cred că a fost foarte greu pentru multă lume, poate mai greu pentru cei care au fost și singuri într-o locație, să gestioneze tot procesul și tot ce a însemnat pandemia. Sunt convinsă că au apărut multe cazuri de anxietate. Absolut. Pentru că a fost o frică la nivel mondial resimțită și clar că te uitai cu multe semne de întrebare la viitor, la ce o să vină. Atunci, cum proiectezi această parte din tine astfel încât să o vezi? Pentru că dacă la trecut te raportezi la ceva ce a fost, din mica copilărie, la viitor, mereu e cu semnul întrebării. Păi, nu poți să spui ai neapărat. Două variante, da, ai două variante. Poți folosi fix același exercițiu ca să identifici partea care este frică de viitor. Care nu e neapărat o parte mai mică, mai tânără în acest caz. Da? Pentru că, iar apropo, anxietatea și teama de viitor este de fapt
teama ca nu cumva să se întâmple în viitor ceva ce s-a mai întâmplat. Cel mai adesea. Deci pleci tot de la o experiență din trecut sau prezent. Cel mai adesea. Cel mai adesea. Pentru că știi cum e chestia asta? Ție îți poate fi frică de viitor doar dacă sau doar în măsura în care deja există în tine crezul că ceva rău se va întâmpla. Dacă nu există acest crez, n-ai frică de viitor, n-ai cum să ai frică de viitor. Da? N-ai cum să ai anxietate. Deci, poți să, una dintre variante este să identifici, spre exemplu, partea care, căreia este frică de ce s-ar putea întâmpla. O altă variantă este să, în loc să fugi de acea imagine, este să o dezvolți, să intri în ea efectiv și să o dezvolți, să o descoși, să o spargi în bucățele și să te uiți la ea să vezi. Dar trebuie să fii pregătit să stai acolo cu emoțiile și cu... Nu e vorba de pregătit. Cei mai mulți oameni nu duc lipsă de pregătire. Cei mai mulți oameni duc lipsă de metodologie, de proces. Da, mulți oameni ar vrea să fie bucătari extraordinari, să zicem, dar nu știu cum se face chestia aia. Că n-au acces la informația aia pentru că n-au căutat-o suficient sau pentru că mai știu eu ce. Dar dacă ai procesul, dacă înțelegi, cunoști procesul și îl înțelegi și îl aplici, procesul cel mai adesea dă rezultate chiar dacă tu nu crezi în el. Dacă tu crezi în el, este și mai bun rezultatul. Dar el funcționează, e ca, nu știu, aprind becul. Dacă apăs pe buton, știu că mă aștept să se întâmple asta. Chiar dacă eu cred sau nu. Apoi, eu mă refeream la cuvântul pregătit, la modul de hotărât. Trebuie să fii hotărât la modul ăsta. Să vezi ce e acolo și despre ce e vorba. Corect, exact, exact. E, și mulți oameni nu sunt hotărâți de frică, virgulă, că ar fi ceva și mai grozav și mai nașpa. Și cel mai desea nu este. Cum ne uităm, suntem în cabinetul specialistului în hipnoză, așa. Cum ne uităm la adicții? Cât de pregătiți sunt cei care vin în cabinet să scape de aceste adicții? Acum aș vrea să aduc în discuție nu doar alcoolul, care poate este cea mai cunoscută, pentru că substanțele sunt mult mai periculoase și vin de la o vârstă mult mai fragedă. Da. Sunt în zilele noastre, am vorbit cu colegii de-ai tăi care aveau la cabinet adicții de la 9-10 ani. Da. Și mi s-a părut cutremurător. Da. Cutremurător. Depinde de ce fel de adicții vorbim. Pentru că sunt adicții chimice, biologice. Substanțe chimice, da? Printr-o substanță externă îți provoci o stare, Nu, stai puțin, că există acest gen de adicții și există adicția care este pur emoțională psihologică. Adică, una este adicția de droguri care creează, spre exemplu, o reacție fiziologică, da? De necesitate a acelui drog. Și alta este, spre exemplu, adicția de jocuri pe calculator. Vorbim de cele cu substanțe, da? La care sunt foarte mult expuși tinerii, adolescenții, copiii. Este mai ușor de lucrat de la o vârstă fragedă? Adică dacă vin imediat în cabinet sau îl aduce părintele în cazul copiilor? Este mai ușor, pentru că mintea este mai maleabilă. Încă nu este formată toată structura mentală, să spunem, psihoemoțională și mentală. Dar nu toate structurile încă nu sunt încă puse la punct. E o construcție încă în construcție. Da? Nu este finalizată. În dezvoltare. Da. Și din acest punct de vedere, primul pas este întotdeauna detoxifierea fiziologică, efectivă, da? Chimică, biologică a organismului, eliminarea acelor substanțe din organism, cu aia începi și după aceea începi cu lucrul la nivel psihologic și emoțional. Pentru că degeaba vei lucra cu un om care vrea să scape de nu știu ce adicție dacă trupul său îl macină să obțină respectiva substanță. Da? Deci mai întâi trebuie detoxifiat fizic, chimic, biologic, după care vorbim despre partea psihoemoțională. Iar aici, apropo de chestia asta, cei mai mulți oameni, nu contează vârsta, da? Cei mai mulți oameni vor începe un proces de, sau vor începe un comportament de adicție doar în compania altora. Adică, nu iei un copil care 15 ani, care 10 ani, care 12 ani, care 19 ani, nu contează, care se va apuca singur să ia droguri. Sau care se va apuca singur să fumeze. Nu.
99% din toate aceste probleme sunt în compania altor persoane. 99% dintre ele. E important pentru oameni să înțeleagă următorul aspect. Noi suntem așa numite animale sociale, oamenii. Suntem ființe foarte, foarte sociale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de-a lungul vieții noastre, noi trecem de la o gașcă la alta, de la un trib la altul. Da? Noi ne schimbăm sau ne construim propriul trib, dar tot timpul avem nevoie de comuniune și de comunitate. Până la anumită vârstă, comunitatea și comuniunea este cu familia în care te-ai născut, până la 7-8 ani. După care mergi la școală. Deja începi să ai alte comunități în care intri. Și dacă vrei să aparții de comunitatea aia de copii cool sau teribiliști, atunci trebuie să joci jocul. Da? Dacă vrei să aparții de acea gașcă, păi trebuie să respecti regulile nescrise, dar evidente, ale celor din gașca aia. Când eram copii, eram rockeri sau depeșiști, da? Era Depeche Mode în vogă pe vremea aia. Sau mai știu eu ce. Păi m-a apărut moda cu emo. Da? După care a apărut care mai de care. Acum e moda cu genurile și cu alte procese. Doamne, de sunt ăsta, atât de multe, da? Acum că nu le exact. Mai știi. Exact. Societatea este într-o decadență și decădere liberă. Adică despre ce vorbim? Și atunci... și poți să fii parte din mai multe găști, din mai multe grupuri în același timp. E bine, dacă în gașca asta vrei să intri în gașca asta de cool kids și ăștia prizează ceva sau fumează ceva sau mănâncă ceva sau mai știu eu ce fac, așa te apuci. Ca să faci parte exact. Da, din ca să aparții, nevoia de apartenență. Deci nevoia primară pe care o satisface orice adicție în prima fază este nevoia de apartenență. Eugen, ajungi la momentul la care elimini fizic din corp adicția, da. O elimini cu ajutorul unui proces terapeutic. Cum faci să nu te mai întorci acolo? Cum faci să-ți menții starea și chiar să te dezvolți? Identifici crezurile legate de acea adicție și dacă vrei lucrezi cu părțile tale interioare ca să identifici care e acea parte sau părți care au contribuit la chestia aia și acolo lucrezi. Îți dau un exemplu. Uite, avem aici un pahar cu apă. Da? Foarte frumos paharul, apa foarte bună. Gândește-te că sunt mulți oameni care au adicții de fumat, de alcool, de orice vrei tu. Dacă iei pe oricine care are orice tip de adicție, orice tip de adicție, dacă vei întreba când te gândești la acțiunea aia, să vorbim despre alcool, îți dau un exemplu, da? Când te gândești la a bea, la tu bând, da? Dacă te gândești la a bea, care este acea imagine care apare mereu în mintea ta, legată de tine cu băutura? Și vei vedea, dacă pui întrebarea asta, vei vedea că fiecare om are o imagine. Pot să fie mai multe, dar una care e principală. La fel, oameni care vor să se lasă de fumat. O secundă, ca să fac aici o paranteză spre înțelegere. Orice om are o imagine, dar pentru el este o imagine, nu știu, de relaxare? Adică păi nu contează, asta spun. Adică are o conotație pozitivă sau nu negativă? Nu neapărat. Nu are importanță. Asta e irelevant. Asta e irelevant. Ce contează este că în momentul în care identifici care este acea reprezentare internă despre acel obicei pe care nu-l mai vrea, ăla este punctul de pornire. Este un punct de pornire, este un capăt de pod, dacă vrei, pe care îl pot face ca să lucrez cu povestea aia, știi? La oameni care fumează, spre exemplu, la unii este când trag din țigară, la alții este când scrumează, la alții când scot țigara din pachet. La fiecare e diferit. Dar imaginea este reprezentativă. Este asocierea dintre el și acea poveste. Ce poți să faci foarte simplu este să iei acea imagine, să o demontezi. O să-ți dau un exemplu, un caz clasic cu un client al meu care venise pentru că avea probleme cu alcoolul și l-a întrebat cum faci să ai probleme cu alcoolul. Deci, păi mă apucă melancolia, mă așez în canapea, pun să ascult niște Cătălin Crișan, îmi iau niște whisky, nu știu de care, într-un pahar de cristal, nu știu cum, pun pe măsuță, mi-aprind o țigară, mă întind pe canapea și fumez și beau și plâng. Deci el avea un ritual.
Toate astea sunt ritualuri. Ed, ce faci cu un om care nu mai vrea să aibă acel obicei? Îi demontezi ritualul. În cazul lui am spus, ok, dacă tu ai probleme cu alcoolul, vreau să-ți iei, să spui ce spui tu acolo, în, să bei, dar nu mai pui în nu știu ce pahar de chestia, pune într-un borcan. Ok? Și în loc să stai să te... și nu mai dai drumul la muzică și nu mai aprinzi sigara și în loc să stai să te lăfăiești pe canapea și să splângi de milă, zic, pui chestia aia într-un borcan, te urci pe masă, în picioare și zic, stai acolo și bei cât vrei tu, dar în timp ce bei nu zici, am nu știu ce whisky, nu știu de care, din nu știu ce ani pe care acum îl beau și sau nu, zici, am un lichid într-un container pe care acum îl transfer în corpul meu. Asta zic, zici și tu în capul tău în timp ce bei. Pentru a convinge mintea conștientă. Pentru a schimba, nu. Sau pentru a schimba? Pentru a schimba conexiunile neuronale, pentru că fiecare acțiune, fiecare gest, fiecare trăire emoțională a noastră este în ultimă instanță rezultatul unor conexiuni între anumite zone cerebrale și anumite neuroni din mintea noastră. Și acest gest este asociat cu această emoție. Dădeam exemplu de copilul cu fobia de câine. În capul său, câinele era asociat cu o emoție. Ok? Și atunci, eu ce fac dacă îl pun să zic, am un lichid într-un container pe care acum îl transfer în mine? Am rupt complet orice conotație și orice semnificație despre băutură, alcool și nu știu ce, și starea emoțională, și omul n-a mai băut. Da? Din acest gen de proces. Deci, identifică procesul, pașii săi și apoi demontează-l. Și privește-l altfel. Și atunci, adesea, problemele se rezolvă așa. Pentru cei care vor să lucreze acasă cu autosugestionare, autohipnoză, sunt anumite momente când aceste informații transmise către subconștient se sădesc mai bine, se plantează acolo și mă refer dimineața la trezire, când mintea încă nu s-a trezit întru totul, nici corpul, sau seara înainte de culcare, să lucrez pe o anumită problemă. E o întrebare excelentă și am auzit de multe ori chestia asta, că mi-a venit dimineața sau seara. Știi ce e mai important decât dimineața sau seara? Este... Ce proces sau protocol ai putea tu să creezi care să te facă pe tine să crezi că acum comunici cu subconștientul tău? E mai important decât momentul din zi. Adică, îți dau un exemplu. Dacă eu imaginez că, virgulă, comunic cu subconștientul meu, da? În mintea mea, subconștientul meu este o persoană foarte mai în vârstă, nu foarte, dar mai în vârstă și înțeleaptă și foarte bună. Este o bunătate așa de mă dă pe spate, știi? Și dacă eu vreau să comunic cu subconștientul meu, care ar fi acel proces sau protocol pe care eu ar trebui să-l fac ca să intru în contact cu el? Ok? Și nu există nimic către să... adică poate fi absolut orice. Unii mi spun, băi, îmi imaginez că sunt în peștera lui Zamol, Xes, Din Bucegi și aici fiind, stau cu palmele în sus, inspir adânc de 3 ori, apoi intru așa și îi cer să apară în fața mea și apare. Ăsta e procesul. Asta pot să fac oricând, oriunde. Pot să fac fizic, pot să fac în mintea mea, că poate sunt undeva în tren și nu pot să fac în tren chestii de astea, da? Neapărat. Sau la volan. Nici nu recomand de altfel. Dar poți să imaginezi acest proces. Imaginându-mă asta, ăsta e ritualul. Ăsta e ritualul, ăsta e Tatăl nostru, dacă vrei, da? Ăsta este, te duci la biserică și face preotul slujbă. Asta este slujba ta internă. Și în momentul în care ai făcut chestia asta, iar la finalul și datorită acestui proces, tu acum comunici cu subconștientul, acum ești în starea mentală potrivită de deschidere pe care o ai față de subconștient. Subconștientul așteaptă să-i transmiți informația, dar tu acum în sfârșit ești în starea mentală prin care poți transmite informația și știi sigur că ajunge acolo. Aceasta fiind mult mai important decât dacă e momentul de dimineață sau momentul de seară. Asta este, și ca să exemplificăm procesul
tu ai dat un exemplu așa, dar poate fi orice asociere, că o faci la birou, că o faci în casă, poți să te așezi pe un fotoliu, poți să te întinzi, bei un pahar cu apă sau pur și simplu inspiri de 3 ori și știi că inspirând de 3 ori atent, tu intri în proces. Orice om va avea procesul său. Eu am dat un exemplu, nu este, adică cei care ne urmăresc sau care ne ascultă ne văd, fiecare va avea o intuiție a sa. Și dacă n-ai nicio intuiție, poți să faci ce am făcut eu, spre exemplu, da? Adică dacă nu simți că altceva funcționează la viață sau nu ești sigur că va funcționa, fă ce spune Popa. În cazul tău, chiar domnul Eugen Popa. Pe lângă proces, cât de important este repetiția? Faci acest lucru o dată pe zi, o dată pe săptămână? Da, vrei să lucrezi cu tine, vrei să, uite, să te vindeci, vrei să elimini o alergie, vrei să elimini o adicție din viața ta. Da. Lucrezi în cabinetul specialistului, vrei să lucrezi și acasă. Ok. Pentru a consolida și acele rețele neuronale de care pomeneai. Să le învățăm cu traficul nou. Ok. Aici mai mult nu e mai bine. Pentru că oamenii care vor vrea să facă mai mult, pardon, au tendința să cadă în partea aia de obsesie. Fac de 10 ori ca să fiu sigur că se întâmplă mai repede. Nu se întâmplă mai repede. Și este o metaforă foarte frumoasă. E ca și cum ai avea o floare care acum e doar un bulb și tu îi torni apă și după aia o scoți din pământ să vezi dacă s-a prins. Nu s-a prins, o bag la loc. Mai torni puțin apă, peste o oră, două sau a doua zi, iar o scoți. Nu-i dau voie să crească, dar trebuie să o las să crească. Torni apă și apoi o las. Da? Cam așa e și aici. Până când? Până după ce ai obținut rezultatul pe care vrei să-l obții. Da? Un om, spre exemplu, are fobia de câini și lucrează cu el însuși, ea însăși, și comunică cu subconștientul ca să scape de fobia de câini, după care vede că nu mai are fobia de câini, mai continuă o săptămână ca să se sedimenteze. Dar asta este cât de mult? Păi poți să faci de 2-3 ori pe zi dacă vrei, dar nu să faci la fiecare oră, sună ceasul, mai fac o dată, știi? Că nu are rost, nu se schimbă nimic. Da? Poți să faci în fiecare zi, poți să faci de 2 ori pe zi. Procesul ăsta pe care l-am descris eu adineauri durează 3 minute, 2 minute. Adică nu durează forever. Nu e ca și cum stau un sfert de oră, jumătate de oră și îmi dă ochii peste cap. Nu, e o chestie rapidă. Și se poate, are efect mai mult atunci când crezi cu adevărat și simți? Adică nu o faci doar mecanic, obsesiv, că uneori poate o faci chiar din rutină, dar poate e mai bine o dată și bine, știi? O dată și bine în zi, în săptămână, decât să o faci de 10 ori, că trebuie și că, uite, verific să fi crescut rădăcina. Și în Biblie se spune, crede și te vei elibera de problemă. Cu cât crezi mai mult în chestia asta și cu cât îți dai voie mai mult de să ai chestia asta, cu atât mai bine. Cu alte cuvinte, dacă tu consideri, dacă tu crezi în forul tău interior că făcând o singură dată acest exercițiu este suficient, dacă cu adevărat crezi chestia asta, poate să fie suficient. Dacă nu este suficient, niciodată, mai faci o dată. Nu e problemă, mai faci o dată, știi? Adică nimic nu este mai, dacă vrei, crezul în obținerea rezultatului este un fel de energie, să spunem așa, care permează, penetrează, transcende toate structurile ființei tale. Da? Și, spre exemplu, în yoga se vorbește despre kundalini. Dacă tu accesezi acea energie și o poți controla, o poți ridica și poate să penetreze toate planurile existenței tale și s-a terminat, e game over, ești liniștit, ești relaxat. Este un singur proces cu prea puține etape, da? Nu mai sunt pași dat structurați. La fel și aici, dacă tu ai acea credință și ea este cu adevărat, nu este doar că tu crezi că crezi, ci cu adevărat să existe credința, pentru că multă lume spune, nu, viața este minunată pentru mine, pentru că eu am ales să cred asta. Bullshit! Am ales, este o chestie pur conștientă, nu este o simțire, nu e ceva rău. Pentru că pentru oamenii care nu au acest crez, fă-o mecanic.
Fă-o mecanic, repetă-o mecanic, pentru că prin repetare tu de fapt te antrenezi. Și la un moment dat nu va mai fi un efort, ci va fi o necesitate. La un moment dat nu va mai trebui să zici, eu vreau să cred. La un moment dat o să ajungi să zici, eu asta sunt. Și atunci ai obținut rezultatul. Mai e și varianta în care, da, unii oameni o fac mecanic, dar poate nu au încă capacitatea de a simți. Și aici, dacă ar fi să fac referire la boli, afecțiunile din clasa autistă, acolo e o discrepanță mare între mental, gândire, simțire. Da. Unii trebuie să învețe anumite emoții, cum se simt în corp, pentru Corect. Că altfel nu le sunt familiare. Corect. Și atunci mă gândesc că pentru ei procesul ăsta al repetiției poate da roade foarte, foarte bune în lipsa unor simțiri. Absolut. Mulți oameni se roagă la Dumnezeu doar pentru că știu că e bine. Adică cei mai mulți oameni se roagă la Dumnezeu pentru că știu că e bine și așa se face și pentru că cer ceva. Fără a fi susținută da? Această rugăciune de credința interioară. Da, adică o fac, trec prin fața bisericii. Mi se mișcă mâna într-un fel. Și am făcut gestul crucii și ce dacă l-am făcut? Adică unde este conștiința lui, da. Când fac chestia asta? Unde e conștiința acolo? Repet o rugăciune și o repet de 108 ori sau de mai știu câte ori și adică nu arunc cu noroi nimeni acum, ca să ne înțelegem. Omul care nu are credință are nevoie de proces și de protocol. Eugen, îți mulțumesc pentru prezența ta în studio. Mulțumesc. Ne-am apropiat deja de finalul emisiunii și aș vrea să ne spui pentru cei care caută metode de hipnoză, autohipnoză acasă, unde pot găsi mai multe informații? Avem, mulțumesc de întrebare în primul rând, avem site-ul nostru, se numește puterea minții.ro. Acolo ai, pe site vei găsi mai multe secțiuni, există și o secțiune de academie unde oamenii pot să-și facă abonament și pot accesa cursurile din site, sunt câteva sute de programe existente deja acolo despre lucru cu hipnoză, autohipnoză, dezvoltare personală, psihoterapie, traume, vindecare, copilul interior și multe altele. Avem și un curs de hipnoză care începe săptămâna viitoare, începe luni, pe 16 octombrie, în București. Și la acest curs e un curs de 6 zile, de luni până sâmbătă inclusiv, în care vorbim despre hipnoză, despre autohipnoză, despre cum lucrezi cu tine însuți, cum lucrezi cu alți oameni, dacă vrei să faci asta. Sunt oameni care vin la cursul de hipnoză, unii pentru că sunt pasionați de subiect, alții pentru că au o nevoie personală, vor să rezolve ceva anume și alții pentru că vor să vin dintr-un motiv pur profesional, pentru că lucrează cu alți oameni și vor să învețe metode noi, tehnici noi de a lucra cu oamenii și de a ajuta să aibă rezultate. Și mai avem și un curs de o zi de vindecare a copilului interior, ce vorbeam noi mai devreme, va avea loc în octombrie, pe 18 octombrie. Iarăși, informații sunt trecute la noi pe site. Un curs foarte frumos, foarte bogat în informații și foarte practic. Toate cursurile pe care le facem noi sunt practice, adică cu demonstrații, explicații, practică. Așa că au oamenii de unde alege dacă vor să învețe. Deci, dragi telespectatori, pe site-ul puterea minții.ro pot fi găsite toate aceste informații despre hipnoză, autohipnoză și mult mai multe detalii. Te rog, Eugen, pe final de emisie să transmiți un mesaj către telespectatorii noștri, răspunzând la următoarea întrebare. Nu mi-e bine în prezent. Ce fac eu cu mine însămi acasă? Când nu pot să ajung la un specialist. Vreau să ies imediat dintr-o stare. Ok. În primul și în primul rând, cum vrei să te simți? Bine. Definește bine cât mai clar. Să-mi fie bine în corp fizic. Să nu cum arată chestia asta? Ok. Da? Deci definește-o granular, definește-o în cele mai mici detalii. Pentru că toată lumea spune vreau să fiu mai bine, dar nimeni nu spune, nu definește ce este acel mai bine. Doar mai bine. Da? Dacă vei lua un om și îl vei întreba cum se simte, va vorbi jumătate de oră despre cât de nașpa se simte. Uite, fără durere în corpul fizic, să spunem că e o stare de bine. Dar în continuare focuse pe durere. Da. Ok? Despre asta vorbesc. Deci, când vrei să te gândești cum să te simți, gândește-te la cum vrei să fii, nu cum nu mai vrei să fii. Uh-huh. Da, asta e primul element.
cei mai mulți oameni, 90% o să spun în continuare că nu mai vreau să fiu. Uita asta. Vorbește despre cum vrei să fii. Definește cât mai clar acest cum vreau să fiu. Cum vreau să fiu, să mă simt, să gândesc, să acționez, să mă manifest. Cum arăt eu în varianta mea ideală? Așa cum o gândesc eu acum. Ok? Și apoi concentrează-te pe chestia asta. Apoi fă un scenariu, fă un film cu tine fiind, simțindu-te așa cum vrei să fii. Deci, viața nu este mai frumoasă pentru că găsesc tot felul de probleme în ea. Viața devine mai frumoasă pentru că construiesc pentru că o construiesc așa cum vreau să fie. Da? Cei mai mulți oameni n-au viața pe care o doresc, nu pentru că nu merită, ci pentru că niciodată nu s-au gândit cum ar fi viața aia. Tot timpul s-au gândit cum să fac să-mi plătesc facturile, cum să fac să nu mai fie rău, cum să fac să nu mai sufăr, cum să fac să nu. Dar prea puțin s-au gândit cum să da. Ce bine este să schimbi perspectiva, să ai această capacitate și putere. Da? Ca analist în Țara Minunilor, când întreabă unde vrei să ajungi, și ea spune oriunde în altă parte decât aici. Da? Și ea zice, păi deja ești ori în altă parte. Adică dacă nu ți-ai definit ținta, targetul, destinația clar, n-ai cum să o atingi. Da? Just. La GPS nu o să-i spui nu mai vreau să fiu aici, că nu te duce nicăieri. GPS-ul te spui un, care e destinația. Și te va duce la destinație. Așa este și mintea ta. Vrei să-ți fie mai bine? Nu ți-e bine? Ia, gândește-te, cum ar fi să-ți fie bine? Minunat, extraordinar de bine. Cum ți-ar plăcea să fie? Chiar dacă nu e acum, creează imaginea, creează experiența aia cu toate simțurile. Ce vezi, ce auzi, ce miroși, ce simți, ce atingi, cum se simte când ești așa cum vrei să fii. Și în momentul în care ai creat chestia asta implicând cât mai multe simțuri, chestia asta devine reală acum în imaginația ta, dar te și miști către ea. Ce mai mulți oameni să spunem, nu, domne, că mă păcălesc singur. Problema este că oamenii ignoră faptul că ei 90% din timp se păcălesc singuri pe problema pe care o au. Acum îi pui să facă chestia asta conștient, dintr-o dată spun, nu, asta este. Vrei să-ți fie mai bine? Definește mai binele. Și atunci o să fie mai bine. Eugen, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru, pentru informațiile oferite. Te mai așteptăm cu drag. Este un subiect acesta al vindecării, al traumelor, care suscită interes și cu siguranță putem afla informații valoroase pe care să le aplicăm, astfel încât să ne fie mai bine, dar să și definim ce înseamnă pentru fiecare acest bine. Absolut. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne sunteți aproape și că ne urmăriți. Până la următoarea ediție a emisiunii De Mai Departe, vă spun pe curând!